Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou joc pe acest canal. Jocul se numește Last Day on Earth și astăzi ne vom juca acest joc pentru că în episodul trecut v-am cerut părerile și două comentarii au fost pro, să zicem așa, adică au vrut să facem această serie. Și hai să o facem. Zice aici, zombie horde, zombie attacks can break down your house. You need to upgrade the walls and place traps to protect from the enemies. Se pare că ne-a atacat. Ne-a atacat o hoardă. Sunt pe low eu acum, nu? O, păi dacă dau pe high, ce se va întâmpla? O, păi e același lucru. Nu, dacă dau pe very, oh, stai. Dar dacă dau pe ultra, apoi chiar că merge greu. Ok, o să lăsăm pe low. Nu e diferență mare între low și high. Uitați aici caracterul meu și văd că mi-au spart zidul pe aici. Ce bine că n-am intrat când, da. Mă rog, hai să... Bă, da, de ce n-am lemn? De ce n-am lemn? Mi l-a furat. Bă, am folosit o lemn, nu pe bune. Ia să vedem aici. Ok, avem 8 morcovi. Iar aici avem 20 de morcovi. Și am mai pus la făcut. Ok. A, am făcut scânduri din ele. Bă, de ce? Și aici am făcut niște carne. Oh, uite, mai am lemn aici. Bun. Hai să facem și noi zidul ăla. Ok, am făcut. Și cred că pornim într-o expediție ceva. Hai să verificăm zona, să vedem dacă e vreun zombie pe aici. Dar nu cred că este. Da, nu cred că este. Dacă n-ați observat, încă nu am nicio haină pe mine. Am doar o armă și rucsacul. Ok. Ăsta, mai e ceva? Nu este. Ok, hai să plecăm și noi într-o expediție. Zic eu. Ne-ar mai fi trebuit un pickaxe. Am hatchet, dar pickaxe nu am. Craftăm acum un pickaxe și hai să mergem. Vreau să găsim multe resurse, gen din alea basic. Lemn, piatră, ceva de genul. Avem și mâncare la noi. O să mai găsim și berries din alea. O să mergem tot la chestia aia cu un craniu pentru că, na, e cel mai ușor și mergem acolo ca să nu ne luăm bătaie. Ok, și dacă vă place seria, uite aici. Aici am mers. Limestone Ridge. Putem să mergem și aici, la Pine Bushes. E cam același lucru. Hai să mergem aici, nu știu. Run. Ok, dacă vă place seria asta, nu uitați de butonul de like, share și subscribe. Ok, hai să-i dăm enter. Suntem în Pine Bushes. Este ora 8 și 20 de minute aproape și 21 de grade. Îmi place că mi-arată statusul aici. Mâncare, nu prea am mâncat caracterul nostru și nici apă. Deci trebuie să găsim apă și mâncare. Trebuie să căutăm multe creituri. Trebuie să facem rost de arme și să ne facem casa mai upgradată. E gen un fel de Clash of Clans, ca să pot zice așa. Ok, o să dăm pe auto. Și o să colectăm chestioarele astea. Deja vine un roaming zombie.
Arma mea de 10 e cam proastă. Fast beater, aoleu. Dacă mâncăm pe asta. Mamă, dar greu să o omor ăla. Stai așa. Oh, chiar o astea azi bune. Am găsit berry. Ok, mai luăm niște pine log. Grey Wolf. Noi dăm 10, el ne ia 4. Facem și noi level 7. Este tot roaming zombie. Chiar am făcut level 7. Căprioarele trebuie vânate cu grijă. Și nu trebuie să... Oh, tool was broken. Fuck. Să mai craftăm un hatchet. Bate-l pe ăsta. Arma mai durează ceva, dar dacă e, facem alta. Nu-i bai. Trebuiască să colectăm pe aici chestii. Pentru că ne trebuie. Mai ales plant fiber ăsta ne trebuie destul de mult. Ok, am mai găsit 3 pine log. Tăiem copaci aici. Bă, de ce copacul ăsta n-are frunze? Ah, deci tot 3 pine log mi-a dat. Tai copaci aici, n-am niciun stres. Cred că facem level 8 din toți copacii ăștia. Sau ceva de genul, nu știu. Luăm pietre. De XP când faci orice, deci foarte tare. Pine log. Hai să vedem ce avem în inventory. Avem o grămadă de lemn, o grămadă de piatră, o grămadă de plant fiber. Trebuie să găsim și noi un crate. Aoleu, zombie. Fuck. Îmi dă 50 XP când omor un zombie. Se pare destul de corect, adică e un zombie, până la urmă. O să ne umplem de lemn. Da, nu contează. Vreau să mai găsim și semințe din alea de plantat. Uite, un fast beater. Asta cred că îmi dă tot la fel. Sper să-mi dea mai mult XP. Tool was broken. Hai să mâncăm niște berries. Ok, mâncăm niște berries. Să mai facem un hatchet. Facem level 8 imediat. Aproape level 8. Fuck, am mâncat când... Dar mă rog, mi-a dat niște apă acolo, știi? Roaming zombie. Hai să vedem cât am filmat. Am filmat 10 minute aproape. O să ținem episodul ăsta vreo 15 minute și după încheiem. Deci, cam despre asta este vorba în joc. Trebuie doar să supraviețuiești. Ești singur într-o lume de zombie. Te văd berries acolo. Trebuie să le luăm că tot mâncarea este. Trebuie să mai construim niște chestii.
Not enough space for plant fiber. Mamă, 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 ce e aici, bă? Mă omoară ăștia, bă. A, i-am omorât, gata. Stai așa, stai, stai, hop. Stai că de aici luăm carne și piele de la ăștia. Am uitat să le mai iau. Oh, un player. Perfect, ce pot să zic. Bă, am uitat să... Aoleu, am uitat să-mi dau viață. Pe bune, acum trebuie să mă întorc. Trebuie să-mi găsesc hainele și toate alea pe care le-am pierdut. Hai să vedem. Am 69 de apă. What the fuck? Ok. It's hard time for you. Grab a good weapon. Bă! Am în Xbox. În Xbox, ia uzi. În inbox am o mașetă. Era să ies afară. Mi-am dat seama că nu îmi mai pot găsi rucsacul și toate alea. Nu știu, mi le-am pierdut. Asta e. Ce putem face acum este să o luăm de la capăt, zic eu. Gen cu itemele. Găsisem și o crosă după ce mi-am pierdut rucsacul. Ok, ai în casă. Nu știu, frate, dar avem ceva iteme aici. Mai avem și ceva iteme aici. Avem iron. Stai. Aici avem un din asta. Avem chestioare din astea, avem șuruburi, mâncare, metal din ăsta, plant fiber, lemn și semințe. Hai să plantăm și aici. Ok. Deci nu mai avem ce să facem. O să mă mai duc eu în expediție așa, o să fac rost de iteme. O să fie destul de greu să ne revenim. Dar aici în inbox avem așa. Avem o macetă, avem Bottle of Water, Baked Beans, Bottle of Water, Baked Beans. Și maceta asta e cea mai tare. Dă damage 30. What the fuck, asta e... Asta e cascut? Deci pot să pun și așa. Și după aia pot să scot arma. Fine. Dar nu. O să punem totul în chest. Fără itemele astea. Deci o să punem absolut totul în chest. Pentru că o să le pierdem după. Mai vine cât un tâmpit din ăla și... Na. Ăsta nu știu ce este. Cacarda.
Militarii Bunker Alpha. Am un card din ăla și am mai găsit aici un soldat din ăla și mi-a arătat un cod și am făcut screen la el ca să nu-l pierd. Îți dai seama că nu-l memoram. Dar na, o să vi-l pun acum pe ecran. Nu mai țin minte cum era codul, dar o să-l vedeți voi acolo. Deci da, asta este codul. Și cred că vom încheia episodul aici pentru că nu prea mai avem ce face. Mi-am făcut aici o căsuță. Când da upgrade aici la chestioarele astea, dar nu avem materiale. O să dăm pe parcurs. Deci asta a fost primul episod. Eu am fost Mihai și ne revedem data viitoare. La revedere!